Printre invitații prezenți la petrecerea lăutarilor s-au regăsit fețe deja cunoscute de telespectatorii Alfa Media din emisiunea Petreceți cu noi. La mulți ani și vouă, toată echipa, întreaga conducere de acolo, de la Alfa Media, ce să zic, la mulți ani pentru toți băieții, pentru toți colegii noștri lăutarii, care au avut plăcere să vină în această seară la noi la Corbu. Aici ne-am gândit noi așa, mai de la țară. Cum te-ai simțit la emisiune? Extraordinar, domnule, extraordinar. L-am făcut domnul, dar nu prea merită la așa. Gogule, ce faci? Ai cam luat-o din loc. Mă, Petrec, nu doar ăsta e primul pahar. Dacă... Am fost ideea mea și-a lăurică să facem un chef. Al lăutarilor? Al lăutarilor, că mai merităm și noi câteodată să mai ne distrăm. Că destul cântăm, muncim și... Da, și mai trebuie să mai ne distrăm, că asta e, ai văzut. Când ne chem la familia muncim, acum te chemăm și noi bărte la muncă. Asta nu-i muncă, mă, asta e distracție. Că la orice petrecere, un vin bun nu merge fără bucate alese, așa că bucătarul de serviciu și-a făcut treaba pe măsura așteptărilor celor prezenți. Un mic curcan de vreo 25 de kilograme. Săracu. Mai avem o pulpă de porc. Și una de berbecuț. Și un berbecuț. Bă, dar o duc bine lăutarii, mă. Au viață bună. Totodată, cei prezenți la eveniment s-au bucurat de prezența televiziunii Alfa Media la petrecerea lor. Eu țin dragostea cu Anu, cu Anu, și beau vinul cu borcanul, borcanul, și la chiul beau cu sticla, nu-mi pare rău de nimica. E, dragi prieteni, asta e o petrecere între lăutarii.